Și hai să mai vorbiți voi, că despre voi este vorba până la urmă, despre noi, dar în special eu am tot vorbit. Liber la vorbă. Ziceți. Hai să vă spun eu ceva. Un lucru foarte interesant care mi s-a întâmplat și ar vrea să-l comentăm un pic. Așa e de la o vârstă. Da, mai doare piciorul, mai notezi o idee. Niclofenac. Da. Am fost, astăzi când am fost la slujbă, la biserică. La biserică. Eu sunt da, ortodox. Da, da, da. Am fost și eu la slujbă. Bine, de slujba de duminică, mi-a plăcut foarte tare, mă rog, la sfârșit, se ține predica, trecem peste detalii și se aștepta, cum și privitorii noștri sau de acum participanții la Society, se așteaptă ca ultima emisiune sau când se apropie un mare praznic, cum este cel de poimâine, respectiv nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, să fie ceva, preotul să zică toate bune, oh, sunteți, duceți-vă, mâncați, ce bine, nu știu ce e bine, nu a fost așa, dimpotrivă. A fost critică foarte mare, veneau oameni ca să se spovedească și n-aveau nicio o zi de post, veneau oameni care vreau să se împărtășească și nu se spovediseră. Te-ai spovedit? Da, eu m-am spovedit. Și toate aspectele astea a fost o critică de aia adusă oamenilor, lăsând la o parte tot ce se întâmplă de, dincolo de protocolarul ăla frumos, drăguț, oh, ce bine. Acum și noi, în familiile noastre ne ducem și avem părinți, avem frați, avem surori, avem poate chiar cei de aproape, de lângă noi. Ne place de ei, dar poate și conștientizăm unele lucruri care sunt în neregulă cu ei. Îi le spunem sau spunem e Christmas, e Crăciunul și nu o să spunem lucrul ăsta. E bine, eu vă mărturisesc, eu, spre exemplu, mamei mele îi spun trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, că nu e bine pentru tine, că s-ar putea să te îmbolnăvești, tra-la-la. Iubitei mele îi spun, nu mai fuma, pentru că tra-la-la. Melina. Eu? Suntem sinceri în perioada asta de sărbători? Trebuie să fim sinceri nu doar de sărbători, ci tot timpul. Dar se presupune că acum toată lumea e bucuroasă, oh, ce bine, așa. Nu, și dacă suntem București, asta înseamnă că nu mai vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Tu ești sinceră cu tine, cu logodnicul tău? Clar, mai ales cu el. Mai ales, da? Tu să spune altceva? Vali. Nu, la asta mă refeream. Da. Okay. Deci că îi spun tot, adică nu îl ierd cu nimic. Cum e Vali? Am uitat acum puțin. De Crăciun. Toată chestia asta cu sinceritatea vine de la om la om. Dacă ești în primul rând responsabil, nu ai cum să lași sinceritatea deoparte pentru că e responsabilitatea aia. Am înțeles. Da, când ești un om responsabil, stai că mint și ce fac? Până la urmă mint iar și se ajunge unde? Și te trezești că se crapă tot imperiul care l-ai construit pe baza unei minciuni și... Am înțeles. Bogdan? Da, eu nu vreau să fiu ipocrit, eu mai mint. Uite! Nu vreau să fiu ipocrit, nu știu. Da, te-ai spovedit? Anul ăsta nu. Nu sunt ipocrit. Nu m-am spovedit, nu, anul ăsta n-am mai ajuns. Si. Dar, nu știu, nu răspocrit, nu, mint, știi. Eu nu m-am spovedit niciodată. Eu de regulă, eu ca persoană sunt un pic mai toporaș. Și ce am de spus, spun. Când trebuie să fiu diplomat și chiar sunt forțat, sunt. Dar prefer așa, adică, decât să-mi zică cineva că-s mincinos, că am lucrat pe la spate, nu știu, mai bine spunem că-s puțin nesimțit. Știi? Băi, ăla e puțin nesimțit, dar așa e, sincer. Și asta cu nu minți, sunt sincer, tot timpul fac. Asta e, nu știu, din punctul meu de vedere mi se pare un pic ipocrizie, așa că... În disciplina pe care tu o desfășori cu participanții la curs, le spui exact ce trebuie să facă? Da. Există vreo metodă în care devii ipocrit doar pentru că vrei să le faci bine? Adică scopul scuză mijloacele sau întotdeauna ești sincer chiar dacă omul cum este? Nu-i mint, nu-ți de acord cu aminții pe nimeni, nici măcar copilul când e mic și al tău. Taci acu din gură că îți luăm bomboană când ajungem acasă. Nu, nu-l minți, spune că nu se poate, chiar dacă țipă. Pentru că apoi nu o să te mai creadă mai târziu. Dacă sportivul, nu știu, cum vrei să-l numești tu, omul care ți-a venit în seară și lucrează cu tine, în momentul în care descoperi că l-ai mințit, nu se mai bun credere. Și tu îl spui, fă exercițiul ăla că e bun la aia. Nu te mai minți. Nu așa, nu minți. Nu fi bun. Deci e bine chiar dacă e perioada asta să fim, da, să da, fim da. Noi, natural, nu? Și mai ales dacă te interesează și îți pasă de persoana ce s-o minți.
Păi nu știu, că, spre exemplu, la mine nu prea vine să-i zic că nu mai fuma, nu mai fuma, că pământ spune dorme afară, eventual. Ce fac? Ia să vedem ce... Păi stai, nu? Ia microfonul, Vali, ca să ne înțelegem, că altfel nu înțeleg. Trebuie să găsești o modalitate prin care să-i exprimi lucrul ăsta. Poate pe tine te deranjează. Da. Da, și... Sau poate te gândești doar că îi face ei rău. Îi face ei rău. Că îi face rău. Și trebuie să găsești o modalitate prin care să-i arăți ei lucrul ăsta. Dacă ei nu-i arăți lucrul ăsta și o spui pe față, cum a spus Bogdan, o să dai în partea cealaltă. Crezi că, nu? Cred că până la urmă perspicacitatea fiecare dintre noi ar trebui să o punem la muncă, nu? Tu știi cel mai bine, tu o cunoști și tu știi cum poți să-i exprimi asta. Hai să vedem în partea asta. Chris, Ioana, voi ori vorbiți amândoi la un microfon, ori deloc, nu? Ioana, ia să vedem. Eu o să-mi dau seama dacă e ceva sau nu e ceva. Cu sinceritatea asta, nu știu cât de bine e să fii sincer mereu. Nu. Sinceră să fiu. Așa. Pentru că... A fost grea asta, a fost grea. Pentru că nu toată lumea e pregătită să audă adevărul. Mm. Și nu poți întotdeauna să spui adevărul, pentru că adevărul doare. Pentru că nu prea suntem perfecți în lumea asta. Da. Și majoritatea, atunci când le spui adevărul, o iau drept critică. Și e foarte ușor să iei drept critică chestia asta. Uite cum spui și tu cu prietena ta cu fumatul. Uh-huh. Pe mine m-ar deranja să-mi spună cineva în fiecare zi să nu mai fumez. Că până la urmă, dacă fumez, fumez pentru că așa vreau eu. Și... Nu știu, mai puțin, Ioana, nu mai puțin. O să zic o metodă după aia să-mi aduce aminte. Uh-huh. Și o să observ că este cea corectă. Am nevoie de ajutorul tău. Da? Da. Crede-mă, este ceva dar care... Dar una ortodoxă. Una ortodoxă, o metodă nu neortodoxă, da? Că așa nu e neortodoxă. Da? Bine, hai că vorbim. Hai să auzim ce ne spune Chris. Dacă ți la ea, o să te sacrifici un pic. Hai să vedem ce ne spune Cristi, că... Dar am terminat eu, ce faci? Mi-a luat Vali cuvântul și acum dai microfonul Cristi? Iartă-mă. Uite, vezi, am fost sinceră cu tine. Da, așa, asta vreau. Ce faci, domne? Asta e un exercițiu bun, e un exercițiu bun. Te-am zis, mă, că nu ne mai și certăm. Da, așa este. Deci se vede cine e cocoș în familie. Ia zi, Ioana, continuă. Nu, ăla e ciclopul. Da. Că vecinii ne cunosc foarte bine, vecinii noștri. Nu. Și cei din familie? Cei din familie. Părinți. Cei cu ei, dacă îi mint, dacă sunt sinceră noi cu ei, suntem nu noi știm ce sunt, sănătate, da? Ce facem? Lăsăm așa? Codăcesc într-una, vorba Melindei, deci, da? Despre sănătate și despre astea, doar asta că nu te înțelegi cu omul de la o vârstă încolo, nu poți să-i faci să-și schimbe obiceiurile, dar poate azi, da, suntem datori să le tot repetăm chestia asta, și dar repet, la un moment dat devine frustrant pentru cel care ne ascultă și eu înțeleg foarte bine asta. Și până la urmă, ține și de celălalt să vrea să se schimbe. Adică tu poți să-i spui pe toate felurile și toate metodele să facă un lucru, dacă el nu vrea și nu-l înțelege... Da, da, dacă îmi permite să deranjez puțin. Hai chiar zi, Bogdan. Chiar dacă nu face ce îi spui tu, dar simplu fapt că îi spui, eu cred că are un impact asupra lui. Mm-hmm. Orice lucru pe care ne auzim, eu cred că are un impact asupra noastră. Și de ce vă... Nu știu dacă ne dăm seama, dar undeva acolo subconștient te lucrează. Nu? Și da, poate să aibă și un impact negativ. Nu am spus de care. Uite, tot apropo de fumat. Când am spus de care, că e pozitiv, tot apropo negativ, de fumat, mama mamei mele, bunica mea, da, tot greu, timpul o stresează pe mama să nu mai fumeze, să nu mai fumeze. Iar mama, când bunica este la noi, fumează mai mult decât oricând, da? Deci are un impact negativ, inversul. Am înțeles. Trebuie să și știi cum să am pus spui adevărul. M-am gândit la aspectele astea mai mult sau mai mult. În primul rând, pentru că noi suntem cei care sfătuim pe cursanții noștri, nu? În primul rând. Oamenii aceștia vin la noi, vin, practică disciplina respectivă, o dată, de două ori, de trei ori și pom încep întrebările. Da, de ce fac aia? Da, cum să fac aia? Cum să... Și mă gândesc că dacă noi în abilitățile noastre de a imediat vali... Te rog! Știi ce? Ai văzut când îi dai unui om mai mult de la început decât poate să proceseze el, o să se piardă. Am înțeles. Da? Și toată informația aia să-i vină deodată așa, păi, dar de ce să nu fac cu greutatea aia de 50-100 de kilograme de la început?
Pentru că, măi, omule, poți să te accidentezi, poți să faci o febră și o să stai la pat două săptămâni și nu mai poți să faci nimic. Și sincer o să te doară. Și sincer o să te doară, uite. Și sincer. Așa. Da. Am înțeles. Înseamnă că trebuie să aplicăm și partea aceasta pedagogică, care nu este nouă specifică. Tu, Melinda, lucrezi cu copii. Cred că am și o pacientă, o fetiță adorabilă la 7 ani și știu ce înseamnă să lucrezi. Bine, am mai lucrat și, dar acum, momentan. Cum e cu copiii? Adaptezi. Nu, mi-ai spus și în emisiunea. Povestind, da. Adaptezi și mă gândeam că să elucidăm acest mister care există prin sălile de fitness, din păcate, la noi, care presupune următorul lucru. Vine cursantul și spune vreau să slăbesc în 2 luni sau într-o lună. Eu ce fac? Îi spun că da, numai pentru ca să vină acolo să plătească nu știu ce remunerație. Sau îi spun nu în 2 luni, că n-ai cum. Să fiu sincer, să-i spun da, în 6 luni, într-un an de zile. Pentru că eu am fost sincer și cu mama mea, și cu prietena mea, și așa trebuie. Cum e? Știi ce se întâmplă dacă îl minți? O să-ți pierzi credibilitatea. Dacă îi zici, într-o lună de zile eu te aduc exact așa cum vrei tu. Este imposibil lucrul ăsta. Și toată lumea ar trebui să știe asta, oricine de pe pământul ăsta trebuie să știe că nu se poate după zi pe alta. Am înțeles. Nu se poate. Și, na, spune tu, Cristi, că... Nu știu, vedeți lucrurile așa, de alb și negru. Dă-ne tu o nuanță gri. Variantele sunt enorme. Nu știu, eu zic să fii sincer atunci când contează și să minți atunci când trebuie. Deci dacă vine unul și o caută pe nevastă sa cu toporul în mână și nevastă sa în spate la mine, nu sunt sincer atunci, da? N-am voie să fiu sincer, da? Asta mi-a spus-o părintele când m-a spovedit, na. A zis, vrei să nu mai minți? Ia, mai minți acum? Păi, nu o să minți. Îți dai seama că o să-l mint pe ăla, că nu e nevastă sa în spatele meu, nu? Până la urmă, nu? Despre asta vorbim. Asta vreau să zic și eu, da. Și da. Deci nu trebuie văzut tot așa în alb și negru. Dacă pentru clientul respectiv, pe el îl ajută să-l minți, să zici, da, domnule, uite, o să fie ok. Și pe măsură ce lucrează, începi ușor, ușor să-l pui în temă. Nu. Acum, depinde, știi, să nu treci de limita aia a bunului simț, a, nu știu, peste, știi, libertatea mea se termină unde începe libertatea ta. Liberul arbitru. Adică nu? Minciuna mea poate să continue până în acolo unde nu-ți cauzează daune irreversibile. Am înțeles. Da? Sunt convins că la noi nu se întâmplă așa, cel puțin din câte știu eu și ne cunoaștem, că altfel nu mai veneau oamenii. Tot la fel de bine, noi suntem instructori pe diferite discipline, da, ramuri sportive, chiar am putea spune, da? Și le mai dăm sfaturi și nutriționale, nu? Trebuie un cadru pentru fiecare, să vedem toți instructorii. Toți să dea din cap că da, că da sau nu, nu știu. Da! Și la cri. Așa, păi dacă dăm sfaturi nutriționale și multe alte sfaturi care țin de conduită, care până la urmă, Ioana, vrei să spui ceva, da? Nu, m-aș juca cu microfon. Ok, credeam că vrei să spui ceva și eu te ne rupem. Mă iertați. M-am gândit, dacă vreți voi să-mi îngăduiți, mai ales că suntem în perioada... Mai sunt 2 zile și sărbătorim nașterea Domnului. Eu întotdeauna am citit din Tolstoi. Ioana mi-a dat cu el în cap în backstage, recunosc acum.